Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la a doua emisiune pe o temă pe care nu ne-am dorit o să o tratăm, despre iadul veșnic, învățătura biblică despre iadul cel veșnic. Dar suntem obligați de cuvântul lui Dumnezeu să abordăm și această temă, pentru că Dumnezeu nu este doar bun și plin de dragoste, este și drept, este un Dumnezeu care ceea ce a spus El va face. Ori, în emisiunea precedentă am abordat mai ales învățătura Domnului Iisus, o parte din învățătura Domnului Iisus Hristos despre iad, despre infern, despre sancțiunea sau pedeapsa eternă și acum continuăm revenind puțin și mergem spre învățătura apostolilor și spre alte aplicații care sunt necesare la această temă. Invitatul este lector universitar dr. Ioan Brie din Sibiu. Bine ai revenit! Mulțumesc pentru invitație. Bun regăsit, stimați telespectatori. Spuneam în emisiunea precedentă că împreună am abordat și tema fericirilor și iată că acum abordăm tema nefericirii eterne. Ce să facem? Trebuie să o abordăm și pe aceasta, nu-i așa? Este o datorie de păstorire sufletească să propovăduim tot adevărul lui Dumnezeu. Doar așa vom face bine oamenilor. Dacă vom propovădui tot adevărul lui Dumnezeu. Cum a spus Pavel, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. A ascunde oamenilor învățăturile Domnului Iisus înseamnă, de fapt, să înșelăm. Nu e dovadă de dragoste față de oameni să ascunzi ce a spus Dumnezeu. Este ca și cum cineva s-ar duce într-un autobuz, în autobuz sub un scaun să fie o bombă, tu să știi de ea, dar ca să nu tulburi veselia celor care râd în autobuz, discret te retragi în prima stație și lasă râde mai departe. Sau într-o sticlă sau un pahar cu o travă să scrii esență de portocale. Ori adevărul trebuie transmis. Dacă ați fi de acord să mergem la câteva texte, exprimarele Domnului Iisus, mai fugitiv prin ele, o să vorbim mai puțin conceptual, să spun așa, mai mult aplicativ pe text biblic, și apoi să mergem și înspre ceea ce au spus apostolii, dar fără a ocoli Luca 16, un text cu totul deosebit. Matei 5, 21, 22 și 29 la 30, dacă ați vrea să lecturăm și să mergem puțin și celălalt o să-l pregătesc eu. Deci Matei 5, 21, 22 și 29 la 30. Citez. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului și oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Iată, în acest text este menționată de 4 ori pedeapsa judecății și odată pedeapsa focului ghenei. Următorul pasaj la care ați făcut referință este Matei 5, versetul 29 și 30. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. În acest text, Domnul Iisus vorbește despre pedeapsa în ghenă ca o consecință a trăirii în păcate și de aruncarea trupului, doar a sufletului. Deci ghena implică o pedeapsă asociată și cu trupul, nu doar. De unde știm noi, facem o mică paranteză, că omul are o structură trinitară, să spun așa. Cel puțin un verset biblic spune foarte clar despre structura trinitară sau tripartită, cum să-i spunem. Trihotomistă. Da, trihotomistă e termenul teologic. Da. Din nou, noi nu avem voie să bănuim cum e. Plecăm de la revelația textului biblic. Iar în textul biblic avem destul de multe pasaje în care se vorbește despre trupul uman, despre sufletul uman, despre duhul uman,
și câteva texte în care cele trei părți constitutive sau care constituie ființa umană sunt puse împreună. Spre exemplu, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, Apostolul Pavel spune și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru să fie păzit întregi până la venirea Domnului nostru Hristos. Da. Nu atât de importantă pentru prezenta discuții este să aprofundăm antropologia creștină. Este evident, omul are parte materială, parte imaterială, corp și ceea ce nu se vede. Cum le vom împărți? Trup, suflet, duh. Este. Omul din afară, omul din lăuntru. Da. Ideea centrală însă, pe care vreau să o subliniez, este că pedeapsa veșnică implică atât trupul, argumentul fiind învierea trupului și câteva texte în care se spune apăsat că trupul va fi aruncat în ghenă, sau aducem aminte doar un text, și fumul chinului lor se suie în sus. Apocalipsă, vom ajunge și sigur, acolo. Dacă pedeapsa infernului înseamnă mustrare de conștiință, eu n-am văzut până acum un om a cărui, care în timp ce are mustrare de conștiință se iasă fum. Când arde ceva, iese fum. Pe de altă parte, revenind la textele de la Mântuitorul nostru Iisus, avem această imagine a focului ghenei, în care este aruncat corpul. Deci suferințele sunt pentru corp, pedeapsa implică trupul. De asta vă refereați la un alt text pe care voiam să-l citați. Da, l-am și pregătit. Deci este vorba de Matei 18:8-9. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, e într-un fel o reluare, taie-le și leapă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Aici se accentuează foarte clar, focul etern. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghenei. Deci, din nou, accentul pe suferința eternă și pe faptul că trupul, într-o anumită formă, noi am vorbit în emisiunea precedentă, că nu va fi trupul de acum, va fi un trup transformat, atât în ce îi privește pe cei mântuiți, vor avea un trup transformat, asemănător cu Domnul Iisus Hristos după înviere, iar cei nemântuiți vor avea un trup compatibil cu starea lor de după înviere, respectiv ceea ce discutăm, iazul cel veșnic. Lângă textele menționate de dumneavoastră, avem și cel din Matei 23, din cuvântarea Domnului Iisus, care în versetul 15, discursul împotriva cărturarilor și a fariseilor, a spus: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înși vă. Că apoi... În 33 spune: șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa ghenei? Unul dintre cele mai dure texte și putem să facem un salt puțin înapoi. Ion Botezătorul, când a venit, a adresat... Scăpa de mânia viitoare. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Deci, să nu sunt figuri de stil și... Sigur că da. Iar în pilda Mântuitorului, pilda cu neghina, tâlcuirea pildei cu neghina, Domnul Iisus a spus, și aici nu mai este vorba de metaforă, și nu mai este vorba de pildă. Dacă pilda e o metaforă, să zic, sau o parabolă, să nu zic o metaforă, o parabolă, pe care Mântuitorul o explică, explicația dată nu mai e parabolă. Explicația deja este o reflectare clară a realității și ilustrate prin parabolă. Da, învățătorii, a concluziilor care se aici extra. Mântuitorul a spus: Fiul omului va trimite pe îngerii săi și va smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor, cine are urechi de auzit să audă. Deci, la judecata de apoi se va face separare între cei buni și între cei răi. Cei buni vor fi duși în împărăția lui Dumnezeu, acolo vor străluci, iar cei răi vor fi aruncați în foc, care aici este numit cuptorul aprins, sau iazul care arde cu foc și cu pulcioasă, un loc de osândă și un loc de chin. Și să mai mergem într-un singur loc din învățătura Domnului Iisus, cu excepția Luca 16, de care am amintit, Matei 25, noi am vorbit puțin despre versetul 46,
dar să cităm puțin și versetul 30. Da, versetul 30, Matei 25 cu 30, iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Spun unii că iadul cel veșnic este fără efect asupra omului, care de fapt nu mai există, dar aici se spune că va fi plâns și scrâșnire de dinți. Deci nu știu cum se împacă anihilarea personalității umane în eternitate, dacă Biblia este atât de clară. Dacă îmi permiteți, eu aș mai menționa un pasaj, Matei 10:28. Iisus a spus: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Rog să observați, Domnul Iisus n-a spus că Dumnezeu ucide sufletul în ghenă, ci pierde sufletul în ghenă. Și n-a spus că doar sufletul ajunge în ghenă, ci și trupul ajunge în ghenă. Poate că ar fi bine puțin să revenim asupra termenului a pierde. Ați citat Ioan 3:16 la încheierea emisiunii precedente: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Această pierdere nu e anihilarea despre care vorbesc unii, trecerea în neființă? Nu, sub nicio formă. Termenul de anihilare nici nu apare în Sfânta Scriptură. Ideea de dezintegrare a ființei umane, moartea, nu este înțeleasă în Biblie ca neființă. De fapt, o paranteză, din punct de vedere filozofic, noi suntem niște ființe personale. Personalul nu se poate pierde în impersonal. Când omul, personalitatea, coboară în țărâna amor, fă impersonală, se pierde oare personalul impersonal? Din punct de vedere filosofic, e lipsit de logică. Sigur că da. Sigur că da. Deci, moartea în Scriptură, chiar dacă este înțeleasă ca somn, imaginea adormirii, aș vrea să facem o observație. Metafora somnului sau adormirii pentru moarte este folosită doar în dreptul celor credincioși. Această folosire a metaforei somnului și a adormirii pentru moarte în dreptul credincioșilor face trimitere la odihnă, la liniștea și la odihna pe care o capătă. Nu e vorba de inexistență, nu e vorba de trecere în neființă, cum mai auzi câteodată zgârie pe ureche, a trecut și, în neființă. Da. Și creștinii dau anunțuri la ziar, a trecut în neființă. Așa au zis comuniștii. Noi ar trebui să spunem a trecut la cele veșnice sau a trecut la Domnul dacă a fost credincios. Și totuși în Vechiul Testament, și chiar acum voi da un citat dintr-o carte a unui autor pe care nu-l amintesc, cunosc autorul, îl apreciez, nu pot fi de acord cu învățătura dumnealui și nici titlul cărții nu o să o dau, sper că nici cameramanul nu va veni prea aproape de carte. Iată un șir de asemănări, se spune în această lucrare, care arată cât de potrivit este somnul ca figură de stil pentru moarte. Moartea ca și somnul. 1. Este o suspendare a gândirii conștiente. Se dă citat din Psalmul 146, versetul 4. Suflarea lui se duce și pierd toate gândurile lui. 2. Este o stare de absență a conștiinței de sine. Morții nu știu nimic. Citat din Eclesiastul 9:5-6. 3. Este o suspendare a resortului emoțional și iubirea lor, și iubirea lor, și ura, și pisma lor de mult au pierit. Eclesiastul 9:6. Și așa mai departe. Ce răspuns ați avea față de aceste argumente care se dau aici? Din vreo 8, vreo 6 sunt din Eclesiastul. Aș face două observații. Prima observație. Acele texte vechi testamentare în care se face trimitere la moarte ca la o stare inconștientă, în niciuna dintre acele texte moartea nu este asociată cu somnul, ci doar cu o lipsă de conștiință. Lipsă de conștiință nu în raport cu propria existență, ci văzută de pe tărâmul nostru. Văzută din partea noastră. Adică între morți și vii nu mai este nicio legătură. Nu morții laudă pe Domnul, ei nu mai au nicio treabă, ei nu mai știu gustul mâncării, nu mai simt plăcerile vieții, ei au murit. Deci văzută din această perspectivă. Pe de o parte. Pe de altă parte, Revelația este progresivă. Eu rămân surprins de faptul că sunt invocate texte
vechi testamentare ca să fie construit un sistem teologic, când avem texte nou testamentare evidente, ocolite, contrazise, răstălmăcite, texte care vin și întregesc revelația. Este un fel de explicare a Noului Testament prin prisma Vechiului Testament, nu invers. Deci asta a fost întâia observație. A doua observație. Metafora somnului, sau figură de stil, dacă vrem să-i spunem, dar mai bine metafora, pentru imaginea morții, este folosită în Noul Testament doar în dreptul celor credincioși. Ștefan a adormit. Cât despre cei care au adormit, zice Pavel, să nu fiți ca cei care n-au nădejde, întâi vor învia cei care au adormit în Hristos, morți în Hristos. Deci această imagine a somnului nu ne trimite mai degrabă la odihnă. Morții se odihnesc de ostenilile lor. După cum o persoană care trăiește în corp, când doarme, nu este în existență. Se odihnește, dar există. Somnul nu înseamnă inexistență. Ia să încerce cineva să omoare un om în timp ce doarme. Deci a făcut o crimă, chiar dacă nu poate să spună, dar n-a fost om că dormea. Numai cine e viu, numai cine e în stare conștientă, ăla există de adevărat. Cine doarme, te-a bătut cuvântul. Nu? Sub nicio formă. Deci a venit și a încărca metafora somnului cu sensuri de tipul e rupere de realitate, este inconștiență, e, știu suspendare trăirilor emoționale, a stării conștiente. Asta este o folosire scoasă din context a metaforei biblice. Și o extrapolare la întreg a unei realități parțiale, pentru că tot ce se Sigur. Spune despre omul care doarme, cum spuneați, e referitor la lumea celor treji, dar nu e la lumea în integralitatea ei. Mai mult, Dumnezeu spune, sau despre Dumnezeu se spune că El este Dumnezeu celor vii, nu al celor morți. Orice se întâmplă cu omul, cu oamenii care sunt anihilați la moarte, mai e Dumnezeu și Dumnezeul lor? V-ați referit la cartea Eclesiastul. Da. În cartea Eclesiastul, trebuie înțeleasă în întreg contextul ei. Această carte reprezintă căutarea omului după sensul vieții. Ea este o carte inspirată de Dumnezeu. Dar textele ei trebuie să înțelese din perspectiva căutării omului după sensul vieții. Autorul, în cazul nostru Solomon, prezintă viața din perspectiva sub cer, așa spune. Da, din perspectiva omului care vrea să găsească semnificație. Ia să vedem ce drumuri avem. Trăirea în plăceri, căutarea după înțelepciune, căutarea după putere, acumularea de bogății. În asta stă sensul vieții. Și atunci sunt prezentate rolurile. Se începe cu unul, cu altul, cu celălalt, se continuă cu celelalte. Și se analizează. Cum gândește omul care e în această situație? Cum gândește omul care vrea semnificații în viață prin plăcere? Le-a gustat pe toate lor de șertăciune. Toate merg spre un punct culminant. Capitolul 11 și 12. Capitolul 12 se încheie cu o declarație. Să ascultăm învățătura tuturor învățătorilor. Încheierea tuturor lucrurilor. Da. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Care judecată dacă e anihilare? Chiar din cartea Eclesiastru, dacă vorbim. Cumva, Solomon în cartea Eclesiastru ne spune, dacă vreți să știți cum gândesc oamenii fără Dumnezeu, nu e nevoie să vă duceți în lume. E suficient să știți aici. Da. Și noi vom reveni la învățătoarea nouă testamentală, pentru că normal este să explicăm revelația nedesăvârșită din Vechiul Testament pe seama revelației tot mai perfecte și ea culminează în ce a spus Domnul Iisus și ce a fost, cine a fost Domnul Iisus în Noul Testament. Am amintit de Luca 16 despre pilda, așa scrie aici, pilda bogatului nemilostiv. E pildă sau nu e pildă aceasta cu bogatul și cu Lazar, săracul? Cunosc discuția, dezbaterea
dacă e pildă sau dacă nu e pildă. De ce se încearcă să se spună că acest text este pildă? Dacă acest text este pildă, atunci ne permitem să lucrăm cu interpretarea alegorică pe noțiuni. Dacă acest text este un text, este poveste de viață, atunci nu ne mai permitem să umblăm la alegorie. După cum sunt formulate pildele, parabolele Domnului nostru Iisus, acest pasaj nu întrunește niciuna dintre rigori. Pildele Mântuitorului apar într-un context dat, în care se ilustrează un anumit adevăr despre împărăția lui Dumnezeu sau un adevăr legat de morală sau un argument care vine în contextul unei polemici sau așa mai departe. Acest pasaj în Evanghelia lui Luca este introdus cu ghilimele. Îi lipsește contextul. De ce atunci pilda bogatului nemilostiv? Că poate unii nu știu dintre telespectatorii. Acest text este un titlu pus de traducător. Din câte eu știu, a fost pus doar în Societatea Biblică din Societatea Anglia. Biblică Britanică. Da. Așa. Acolo a fost pus întâia dată, dacă sunt bine informat. În sfârșit. În pildele Domnului Iisus, doar două detalii. Sau poate trei argumente pentru care acest text nu trebuie luat ca parabolă. Trei argumente. Primul argument. În nici una dintre parabolele Domnului Iisus nu apar nume proprii. În această parabolă apare Lazar. Sau Avram. A zice că aici când se spune părinte Avram, mai degrabă mă gândesc că e vorba de o referință la Dumnezeu. Dar din pricina sensibilităților iudaice, Dumnezeu este substituit prin cel mai mare dintre cei sfinți, cam așa. De frică să nu îi rostim numele, ca să facem un pietate, să zic, Părinte Avrame. Că nu Avram hotărăște care unde merge. Deci acesta ar fi, să zic, un prim argument. În parabolele lui Iisus nu apar nume proprii, pe când în acest text apar. Al doilea argument, în acest text, nu lipsește învățătura moralizatoare. În parabolele lui Iisus apare această învățătură. La sfârșit. Se trag niște concluzii. Sau la început. Sau la început. A zis această pildă că unii credeau că împărăția are să se arate îndată. Sau mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Sau cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Și apoi a venit pilda care explica. Sau în pilda cu robul nemilostiv. Tot așa va face tatăl meu cu fiecare din voi dacă nu iartă din toată inima pe fratele său. Sau, încă ceva, în parabolele în care acest adevăr moralizator lipsește, parabola este explicată. Avem pilda semănătorului, pilda cu neghina sau celelalte pilde în care clar Iisus aduce explicație. Da? În acest pasaj un asemenea adevăr lipsește. Și apoi al treilea argument. Dacă acest text este parabolă, întrebarea mea este ce ilustrează? Ce ilustrează? Ce vrea să transmită? Ce ne transmite? Eu la acest text mă uit altfel. Încerc să-l privesc așa cum el merge. Iisus începe cu surprinderea vieții. Era un om bogat și era un om sărac. Și atunci aici aș reduce într-o frază. Oamenii de pe pământ se împart în două categorii. Bogați și săraci. Bogatul se bucură de bogăția lui, săracul își duce nefericirea. Al doilea adevăr, moare și cel bogat, moare și cel sărac. E doar o chestiune de acum, timp până moare dacă fiecare. Eu vă întreb pe dumneavoastră și pe stimații noștri telespectatori, unde-i parabola? Dar ce în lumea noastră nu sunt bogați și săraci? Unde-i parabola? Nu se moare? Nu moare și unul, nu moare și celălalt? Cu vremea săracul a murit. Dacă ar fi vorba de o pildă, păi da, și în vremea Domnului Iisus erau bogați și săraci și în vremea noastră sunt bogați și săraci și mor oamenii. Unde e simbolul aici? Ce pot să găsesc în spatele acestor cuvinte decât viața așa cum este ea? Da? Următorul pasaj. În lumea de dincolo există două locuri. Următorul enunț. Locuința morților și locul de odihnă. Ajuns într-unul dintre aceste locuri, fiecare rămâne unde a ajuns. Între noi și între voi este o prăpastie adâncă, s-a spus, nu se poate trece foarte, dintr-o parte foarte în altă. Ciudat, într-o carte
de învățătură dintr-un cult din România, se spune explicit cam așa. Recunoaștem că după această, mă rog, aceste cuvinte ale Domnului Iisus, nu se mai poate trece dintr-o parte în alta, dar noi totuși învățăm că prin contribuția Bisericii Mărturisitoare se poate trece dintr-o parte și în alta. Cum e posibil așa ceva? Mă întreb. Este. Când se recunoaște, așa a spus Domnul Iisus, dar noi învățăm altfel. Prin asta se spune că ceea ce învățăm noi nu este de la Domnul Iisus. Am înțeles. Deci, într-un fel, e o deconspirare a realității. Da, și mergem mai departe pe ceea ce transmite această pildă. Eu aș spune, ferește spre lume de dincolo. Se pleacă de la lucruri general cunoscute spre cele care urmează să fie revelate. Prima fereastră, în lumea de pe pământ, bogați și săraci. Fereastra a doua, moare și bogatul, moare și săracul. Fereastra a treia, fiecare se duce în lumea de dincolo, unde sunt două locuri, rai și iad. Poate la prima fereastră, oameni bogați și sărați cu două tipuri de comportament, pentru că pe undeva rezultă și două tipuri sigur de comportament. Sigur că da, asta e indiscutabil. Da. Că bogatul n-a ajuns în iad pentru că a fost bogat, da, ci pentru că a fost un om lacom și insensibil la nevoile celor din jur. A fost necredincios. Și ajungând la... Se explică el mai târziu de ce a ajuns acolo. Când vorbește de pocăință. Da. Fereastra a patra, în lume de dincolo nu mai există schimbare. Cine a ajuns, unde a ajuns, soarte acolo rămâne. Soarte e pecetuită la moarte. Exact. Și atunci apare că aici este învățătura adusă de Iisus. Atunci întrebarea ascultătorului a fost: bun, dacă așa stau lucrurile și dacă după ce mor nu se mai întâmplă nicio schimbare în condiția ta, ce ai de făcut? Iisus preîntâmpine această întrebare învățând că schimbarea se face în timpul vieții. Și nu prin învierea cuiva din morți, ci... Da. Nu, Părinte Avrame, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Da. Deci, și răspunsul a fost, dacă au, da, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, deci cuvântul Domnului, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Deci, iată, pocăința și credința vin de la Biblie, nu de la învieri, minuni și miracole. Exact. Exact. Deci, acei interpretarea, ca să luăm așa, interpretarea care susține că acest pasaj este parabolă, se lovește de neputința de a explica sensul parabolei. Ce ilustrează? Dacă nu mă învață despre existența conștientă a sufletului după moarte, ce mă învață atunci? Dacă nu mă învață că în lumea de dincolo există rai și iad, ce mă învață atunci? Că există suferință și dacă nu mă învață desfătare. Că cel rău este pedepsit pentru faptele lui, chinuit în grozăvie și dacă a murit fără Hristos nu mai are șansă de reabilitare în veci, ce mă învață atunci? Dacă acest text, prin nefericita relatare a bogatului, nu mă învață că pocăința și credința în Dumnezeu, credința în proroci, în învățăturile lui Dumnezeu, au pe Moise și pe proroci, asculte de ei, atunci ce mă învață? Toate elementele esențiale ale acestui text converg înspre a interpreta că aici este ceva de felul. Domnilor, va spune Iisus, să vă spun ce au pățit doi. Pe unul chema Lazar și pe celălalt, na, poate că după ordinea regulilor contemporane, numele bogatului ar fi trebuit să fie trecut în revistă. Dacă la Dumnezeu e altfel, cel mântuit rămâne. Era o dezaprobare pentru cei care puneau accent pe a avea, nu pe a fi. Da. Eu sunt convins că hermeneutica acestui text, socotirea acestui text ca parabolă, pleacă de la doctrină spre text. În mod normal, textul trebuie să formuleze doctrina. Dar pentru că acest pasaj are o forță interioară atât de masivă încât se impune efectiv ca dogmă, atunci avem de ales. O acceptăm așa cum este și ne reformulează convingerile și doctrina, sau umblăm cu scule hermeneutice la text, îi desfințăm autoritatea, îl socotim o parabolă, trimitem mesajul lui într-o zonă de ceață, fiecare să înțeleagă ce vrea și ne ducem mai departe dogma. Deci, aici trebuie să fim foarte tranșanți. Cine are urechi de auzit să audă, se spune în Apocalipsă, dar și în învățătura Domnului Iisus. Și cineva a spus și apoi să mergem la învățătura Apostolului Pavel, Petru și Ioan, pentru că mai avem doar 20 de minute.
Cineva a spus, faptul că iubitorul și înțeleptul mântuitor are mult mai multe de spus despre ea decât orice alt personaj al Bibliei, este cu siguranță ceva care ne dă și ar trebui să ne dea de gândit. Cred că e edificator acest citat. Absolut. Să mergem puțin la învățătura Apostolului Pavel, 2 Tesaloniceni 1, 7 cu 9 și apoi voi citi eu din Roman 2. Citez. Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să dea odihnă atât vouă care sunteți întristați cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii sale. Ce poate fi mai clar? Foarte clar, foarte clar. O pierzare veșnică. Prin pierzare, nu trebuie că s-a făcut referință, dar discuția a mers așa. Da. Prin pierzare nu trebuie să înțelegem anihilare. Prin pierzare trebuie să înțelegem pedeapsă. Trebuie să înțelegem despărțire de Dumnezeu. Luca 15, nu e așa? Cele trei entități pierdute, oaia pierdută, moneda pierdută, fiul pierdut, erau pierdute. Tatăl identifică, cel puțin în cazul fiului, că era pierdut, dar el nu era mort, nici anihilat, era despărțit. Și nici din Matei, din Ioan 3, 16, să nu piară. Să nu piară nu înseamnă să nu fie anihilat, să nu existe, ci să nu piară înseamnă să nu își piardă sufletul, mântuirea, să nu ajungă sub pedeapsa lui Dumnezeu în iad. Așa se înțelege pierzarea. Pentru că văzută din altă perspectivă, vă mărturisesc într-un mod deschis, mie mi-ar conveni să fie anihilare. Și este o formulă, cum să spun, e o formulă care aduce o veste bună pentru cel păcătos. Dar marea problemă a acestei formulări este că e o minciună. E o minciună care încurajează pe cel păcătos să continue mai departe în păcatele lui. O a zice el, dacă și așa, dacă și conștient de pedeapsa eternă a iadului, cel păcătos spune în tradiție populară românească, fii raiule sănătos, ne ducem în jos. Că ne place trăirea. Da, dar însemnează cu un mesaj care accentuează că nu există o pedeapsă eternă, într-un fel, cel puțin în prima fază, îl descurajează sau îl încurajează pe păcătos să trăiască mai departe. Mănâncă și bea că mâine vei muri, dispar și gata, totul se șterge. Chiar dacă după anihilare vei fi înviat încă o dată, tot anihilat vei fi în cele din urmă. Dar să citim tot din Pavel, Romani, capitolul 2, versetul 5, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui și anume va da viață veșnică celui ce prin stăruința în bine caută anumite lucruri, va da mânie și urgie celor care se potrivesc adevărului, așa adăuga și construiesc propriile lor teologii și ascultă de nelegiuire. Așa, 8-9... Da, mergem și la versetul 12. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Ați vrut să spuneți ceva? Vă rog să facem o observație. Potrivit învățăturii Domnului Iisus și a Sfinților Apostoli, pedeapsa, judecata se va face după fapte și pedeapsa va fi în acord cu faptele. De asemenea, răsplătirile în împărăția lui Dumnezeu vor avea loc tot după fapte. Mântuirea este darul lui Dumnezeu care se face prin credință, este în har, nu din merit, dar răsplătirea și prin urmare statutul pe care îl vor avea în împărăția lui Dumnezeu cei mântuiți, este în acord cu ostenirile lor în Domnul. De fapt, faptele pe latura cealaltă, adevărata credință. Da. Pe latura cealaltă, cei nemântuiți vor fi judecați după faptele lor. Scriptura ne învață că pedeapsa este gradată în funcție de vinovăție. Acum unde vreau să aduc lucrurile? Dacă pedeapsa este anihilare, vă rog frumos să-mi răspundeți.
sancțiune egală la toți fi graduată? Și, da, cum poate fi graduată anihilarea? Foarte bună observație. Cum poate fi? Dacă cel care a făcut voia, care a știut voia stăpânului și n-a făcut-o, va fi bătut cu multe lovituri. Și cel care a acționat din ignoranță va fi bătut cu puține lovituri. Și dacă și unul și altul e anihilat, la ce mai contează multele sau puținele lovituri? Bine, acum se poate aduce totuși un contraargument că prima anihilare la moarte este egalitară, dar a doua anihilare după înviere și anihilare ulterioară presupune o perioadă de sancțiune mai scurtă sau mai lungă. Deci, subterfugii se pot găsi. Da. Eu a zice că vom înălța și vom slăvi jertfa lui Iisus dacă vom sublinia și mai bine nu doar mântuirea veșnică, ci și adevărul despre pedeapsa veșnică. Trebuie să mergem mai departe la Petru, 2 Petru 2 cu 17. Deci Apostolul Pavel accentuează foarte clar această alternativă, sancțiune veșnică, răsplătire veșnică. Eu am deschis deja acolo. Da. În context este vorba despre cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și au părăsit apoi calea mântuirii. În versetul 17 se spune, oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Și în epistola lui Iuda, încât știu, acest pasaj este dublat. Versetul 7, tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Deci, atât și la Iuda și la Petru, ideea de pedeapsă veșnică asociată aici cu focul, nu? Focul veșnic. Ioan, și am ajuns la Apocalipsa, Ioan ne spune în Apocalipsa 14, 10 și 11, niște lucruri și apoi mergem și în capitolul 20, apropiindu-ne și de finalul acestei a doua emisiuni pe această temă, dar și de sfârșitul cărții a Bibliei. În acest pasaj se vorbește despre cei care vor fi primit semnul fiarei în vremurile de pe urmă. Citez, dacă se închine cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Suntem chiar în contemporaneitate cu acest text. O mică paranteză. Cum vedeți semnul fiarei acesta? Aveți o înțelegere sau... Întrebarea dumneavoastră, nu deschidem o mică paranteză. Prefer să o închidem. Închidem înainte de a deschide. Bine, atunci rămânem că avem numai 10 minute și cred că e mai înțelept așa. Apocalipsa 14, 10 și 11. Deci ne vorbește despre un semn veșnic, despre o sancțiune veșnică, despre o mânie, despre un pahar al mâniei lui Dumnezeu și un chin înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Apropo, care este reacția cerului la așa, nu neapărat dând un citat biblic, că probabil nu avem timp să mergem la ele, la aplicarea dreptății și a sancțiunilor suveranului universului? Reacția... Pentru că aici se spune, cum vei putea să trăiești în rai, bucurându-te de Dumnezeu și de, mă rog, societatea celor mântuiți, când știi că alții suferă? Care este totuși... Reacția cerului nu poate fi diferită de cea lui Dumnezeu. Ar fi nedrept dacă Dumnezeu ar pedepsi fără să-și fi revelat întâi voia. Dar Dumnezeu s-a revelat pe sine. S-a revelat în istorie, s-a revelat în conștiință, s-a revelat în natură, s-a revelat în cuvântul său. Are un limbaj al revelației pentru fiecare ființă umană. Având în vedere acest lucru, este drept
ceea ce se întâmplă. Iar reacția cerului, reacția cerului, da, poate Apocalipsa 16 cu 7, da, voiam, Doamne Dumnezeu, voiam să-l citesc din memorie. Da? Oh, bine, te rog. Da, da, mă rog să-l citiți. Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Și, deci, periodic, la fiecare intervenție a lui Dumnezeu, a sancționat pământul pe cei rămași care n-au vrut, în ciuda tot ce s-a întâmplat pe pământ, să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. Cerul spune că e drept să-și primească sancțiunea după fapte și răsplata. Așa este. Eu aș vrea să luăm și o paralelă cu legile omenești. Dacă un cetățean al țării încalcă o lege a țării despre care n-a știut nimic, chiar dacă n-a știut, tot plătește. Tot plătește. În cazul lui Dumnezeu, el ne pedepsește după măsura cunoștinței pe care am avut-o. Acest lucru este evident în învățătura Domnului Iisus. Chiar din vorbele, cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Dar acum revenind, reacția cerului este întotdeauna, reacția cerului la faptele lui Dumnezeu este întotdeauna: slăvit să fie numele Tău, Doamne. Și în manifestarea dragostei și a judecății. Orice ar face. În Apocalipsa 20, versetul 10, și apoi 14 și 15 scrie următoarele: și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc sau lacul de foc. Acea semnificație ultimă a ghenei. Ia. Yeah. Da, un detaliu, și vor fi munciți. Nu trebuie să ne închipuim că vor fi puși la munci forțate. Cuvântul grecesc este verbul basanizo, care înseamnă tortura. Și atunci traducerea ar fi: și vor fi torturați în vecii vecilor. Asta este imaginea biblică. Nici vorbă de anihilare. În vecii vecilor. Este clar, așa spune textul biblic, iar când reflectăm că această veșnicie o putem petrece cu Dumnezeu în slavă și de ea ne desparte doar întoarcerea la Hristos, pocăința de păcate, stimați telespectatori, schimbarea vieții cu toată ființa. Trebuie să fii tare nepăsător să rămâi în afară unei asemenea mântuiri. Pentru că, și cu acest verset încheiem ciclul nostru de versete din Noul Testament, la Apocalipsa 21, versetul 8, scrie: cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoși, și partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Primii locatarii acest iaz veșnic, loc de pedepsire eternă, sunt sigur diavolul, prorocul mincinos, fiara, prorocul mincinos. Cred că și Iuda are un loc de cinste, tiranii lumii, Hitler și așa mai departe, Stalin, dar și toți cei despre care se vorbește acolo. Aveți 7 minute să le spuneți telespectatorilor ce să facă să nu ajungă acolo. Dacă îmi dați voie din aceste minute, voi folosi câteva. Cum ca să sintetizăm învățătura biblică și să prezentăm cât putem, cum va fi de fapt acolo. Ce se va întâmpla acolo? Ce ne spune Scriptura despre ce se va întâmpla acolo? Iadul este un loc real, un loc fizic. Există. Există undeva și acolo. Nu în interiorul pământului, că pământul va pieri. Va trece. O realitate creată de Dumnezeu. Acolo va fi despărțire veșnică de Dumnezeu și de fericire. Prezența lui Dumnezeu nu este asociată cu acel loc. Un alt aspect pe care îl putem declara: acolo va fi întuneric. Adică lumina lui Dumnezeu, binecuvântările sale, vor lipsi cu desăvârșire. Acolo va fi foc, văpaie, focul cel veșnic. Acolo va fi o sete teribilă. Grozav s-a închinuit în văpaia aceasta, a cerut un strop de apă de pe degetul lui Lazar. Condamnații vor conștientiza binele pierdut și deșertăciunea lucrurilor pentru care au rămas nemântuiți. Adu-ți aminte că
Tu ți-ai luat locurile bune și El și le-a luat pe cele rele. Acolo va fi pierzare veșnică, rușine și ocară veșnică. Pedeapsa va fi gradată în funcție de învinovăție. Nimeni nu se va putea apăra. Legați mâinile și picioarele. Nu va fi odihnă și nici ziua și nici noaptea n-au odihnă. Și poate cel mai înfiorător gând este că acolo va fi tortură veșnică. Textul "și vor fi munciți" are în spate verbul basanizo, care se traduce prin a fi torturat. De alte entități sau de propria lor conștiință? Care prin moarte este adusă la adevărata ei valență, conștiința asta a omului. Textul biblic nu ne spune prea multe. Verbul însă apare la pasiv. Basanisei sunt ai. Și dacă e la pasiv, înseamnă că vor fi agenți externi. Altcineva. Și urmează să fie așa aș traduce acest participiu pasiv. Și urmează să fie torturați. Basanisei sunt ai. Cineva va face asta. Textul biblic nu spune cine. Iisus a mai zis, dați-l pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Cine sunt acei chinuitori, nu știm. Poate că Augustin spune ceva când spune că acel foc este un foc inteligent. Nu e revelat. Ce trece dincolo de ce e revelat este speculație. Dar felul în care textele sunt lăsate reflectă faptul că pedeapsa este dată printr-un agent din afară, iar cel osândit o suportă pasiv. Așa vine. Cine va merge în iad alături de demon și de diavol, se vor duce toți cei necredincioși. Și în primul rând fricoșii, lașii, care nu au curajul să se uite, domnule, ce spune cartea asta, să văd, să știu ce ne-a lăsat Dumnezeu. Cei răzvrătiți, cei care refuză credința, Domnul Iisus a spus, oricine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Din nefericire, acolo, după spusele Mântuitorului, se vor duce și unii dintre fiii împărăției, care pretind apartenența la împărăția lui Dumnezeu, dar prin faptele lor, degeaba zicând Doamne, Doamne, sau în ciuda faptului că zic Doamne, Doamne, totuși nu fac voia lui Dumnezeu. Și aceștia se vor duce în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Și atunci revenim la întrebarea dumneavoastră, ce este de făcut? Cum să fugim de mânia viitoare? Ce putem să facem? Spuneți-ne, vă rog, Domnul nostru Iisus Hristos a spus, pocăiți-vă ca să scăpăm de mânia viitoare. Este scris, Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Acest lucru este esența cerinței divine ca să scăpăm de mânia viitoare. Într-o împrejurare, Domnul nostru Iisus, stimați telespectatori, a spus că dacă nu ne pocăim, toți vom pieri. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să fie mântuitorul nostru. A adus sacrificiul suprem ca iertarea păcatelor noastre să fie posibilă. De acum mântuirea este câștigată. Ceea ce trebuia să fie făcut de Dumnezeu a fost realizat. Jertfa a fost adusă, iertarea este câștigată, ba mai multe este garantată prin faptul că Iisus este marele nostru preot. Dumnezeu este binevoitor și gata să mântuiască pe oricine în timpul, care în timpul vieții își întoarce spre Dumnezeu privirile. Acum, ce trebuie să facem noi ca să fim mântuiți? Aici sublinia patru adevăruri rostite de Domnul nostru Iisus în timpul predicilor sale, în timpul propovăduirii sale. Primul adevăr, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Al doilea adevăr, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Domnul Iisus a vorbit despre credință. Credința în Evanghelie înseamnă credința în faptul că Dumnezeu a hotărât să ierte omenirea prin jertfa Fiului Său Iisus. Și cine primește această jertfă se bucură de iertarea păcatelor, se bucură de mântuirea lui Dumnezeu. Adevărul al treilea este rostit în predica ținută în fața ucenicilor înaintea înălțării sale la cer. A spus Iisus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Oricine va crede și se va boteza va fi mântuit. Iată că și botezul în apă are locul lui în ascultarea noastră de Dumnezeu. Și cine nu a încheiat un asemenea legământ cu Dumnezeu este chemat să facă și acest pas. Și al patrulea cuvânt al Mântuitorului ține de trăirea noastră în ascultare de Dumnezeu, în sfințire. Domnul Iisus a spus că neprihănirea noastră trebuie să fie o neprihănire în urma căreia sunt păzite cuvintele lui Dumnezeu cu curățire. Dacă neprihănirea voastră, a zis Iisus, nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor,
cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Aș rezuma. Pentru mântuirea noastră, Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să se aducă pe sine ca jertfă pentru iertarea noastră. Iar nouă ne rămâne să oferim un împătrit răspuns. Pocăință de păcate, întoarcere cu credință la Domnul Iisus și urmarea Lui, botezul în apă și trăirea în sfințire. Aceste lucruri reprezintă răspunsul nostru, răspuns prin care ne aruncăm în brațele Mântuitorului în vederea mântuirii noastre. Va veni ceasul când se va fi încheiat viața noastră pământească și vom fi trăit primele ceasuri, zile, săptămâni sau luni în veșnicie. Cei care vor ajunge atunci mântuiți vor binecuvânta ziua când s-au întors la credință și vor slăvi pe Dumnezeu pentru jertfa mântuitoare adusă lor, iar ceilalți, probabil ca bogatul din textul despre care s-a citit, va regreta și va ști că nimic nu se mai poate întâmpla spre binele lui. Un autor creștin spune următoarele și permiteți-mi să închei cu acest citat. Iadul nu este o poveste de groază, ci o realitate îngrozitoare. Scriptura acordă atât de mult spațiu acestui subiect terifiant pentru a te preveni să ajungi acolo. Amintește-ți că iadul a fost făcut pentru Satana și îngerii lui, nu pentru tine. Fă acum o alegere logică. Îngenunchează înaintea lui Iisus Hristos și spune rugăciunea aceasta. Puteți, stimați telespectatori, să o spuneți împreună cu mine când îmi voi citi de aici. Doamne Iisuse Hristoase, cred că ești Fiul lui Dumnezeu și că ai suferit chinul iadului la cruce pentru păcatele mele. Mă cutremură gândul de a fi în iad pentru veșnicie. Iartă-mi păcatele. Intră în inima mea și dă-mi viața veșnică. Fii stăpânul meu absolut. Îți mulțumesc. Amin. Mulțumesc pastorului, lectorul universitar, dr. Ioan Brie de la Sibiu, pentru faptul că am încercat pe parcursul a două emisiuni să survolăm această temă extrem de amplă. Vă mulțumim dumneavoastră, stimați telespectatori. N-am făcut cu foarte mare entuziasm abordarea acestei teme, dar trebuie, suntem sub imperiul Cuvântului Dumnezeu, să vă spunem că cu Dumnezeu nu este de glumit, pentru că El a dovedit că nu este de glumit asupra problemei păcatului prin faptul că și-a dat pe unicului Fiu să moară pentru noi. Să-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru și sub forma unui Dumnezeu bun, plin de dragoste, dar și drept, care își va respecta cuvântul din Sfânta Scriptură și nu teoriile oamenilor. Să-L cunoaștem pe El.